Ziua de vineri a început cu explozii puternice în fâșia Gaza. Mai mulți civili răniți au fost duși la spital după ce obuzele au lovit mai multe clădiri. Sunt și morți printre civili. Oamenii din fâșia Gaza spun că sunt speriați și își doresc ca armistițiul să fie prelungit, să nu se mai împuște. كلها كذب. يا حل بالمره يا اما هذا كله كلام فاضي. يجوزش هذا الكلام. ايش الهدنه؟ تاع الشمال ممنوع يروح على داره. هدنه ايش؟ هذا كذب كله. بس بدناش هدنه ساعه يوم يومين يا بتخلصوها يا بتنهوا علينا يا بتنهونا لانه احنا زهقنا. Pe de altă parte, locuitorii Israelului cred că guvernul ar trebui să facă tot ce este necesar pentru eliberarea și a celor 140 de ostatici care au rămas în închisorile Hamas. Potrivit lor, organizația radicală din fâșia Gaza trebuie distrusă, fiindcă nu va înceta să atace Israelul. About the ceasefire this morning, we are in a very complicated situation. Obviously, our government needs to take care of our safety, okay? We all want a ceasefire, we all want peace, we all want quiet, but not at the expense of our lives. And that's what everybody should know. And the whole world needs to understand it also, that we can't live with this beast around near or on our borders. All what he did, it's something that no country can tolerate. So I hope that finally we will get to a conclusion, or finally we won't be there anymore. Reluarea luptelor în fâșia Gaza sporește temerile privind aprofundarea crizei umanitare și creșterea numărului de victime printre civili. Până în prezent, aproape 1,8 milioane de oameni, adică 80% din populația din regiune, și-au părăsit casele, potrivit Organizației Națiunilor Unite.